Așa mari funcții extraordinare pe ședință. Puteam să le mutăm și mai încolo, să facem mai da, având în vedere că unii au niște probleme de a se întâlni în ședință, am făcut-o astăzi să nu treacă luna. Cu toate că punctele de aici nu erau așa de... Erau, au trecut prin, au mai trecut prin ședințele de Consiliu punctele astea. E vorba despre ordinea de zi pe care o aveți în pe care o aveți dumneavoastră în față, să preia cuvântul doamna președintă de ședință. Nu știu dacă e ultima ședință, dacă trebuie altcineva pentru luna viitoare propus. Dacă vreți să faceți o propunere, nu acum. Domnul profesor Biel propun. Da. Pentru început am să vă propun aprobarea procesului verbal la ședinței din 30.04.2020. Cred că l-ați luat la cunoștință. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține? Și să trecem la ordinea de zi. Punctual, ca să nu citim totodată, să mergem mai repede. Așa. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator primar, Miclăuș Diana Narcisa. A să vă spun și vă, așa mai, tot pentru ăștia care sunt foarte amabili și de treabă. În urma divorțului mă numesc Miclăuș Diana Narcisa, nu mă mai numesc Albu. Nu cred că este neapărat treaba cuiva de aici, viața personală, dar am văzut că sunt care încep cu viața mea personală și termin tot cu ea. Nu numele face neapărat ceea ce poate să fac un om, dar am vrut să vă anunț treaba asta și să vă anunț că buletinul este din poduri, nu este buletin din mâine, da? Spiteam să vă dau o copii la buletinul meu și atunci, ca să fiți mai, vă dau o floricică, așa? Și nu doresc nimănui să treacă prin absolut nimic din ce am trecut eu. Iar dacă are cineva de comentat în ceea ce privește viața mea personală, îl invit să stăm la o discuție dintre asta. Teta-teta, așa că poate vrea mai multe detalii. Asta pentru că a citit pentru prima dată numele de aici. În ce spus, sunt și camere. Am spus în urma divorțului. Și așa. Nu știam ce trebuie să vă spun și... Nu trebuie să nu trebuie să nu trebuie. Rectificare. Rectificare. Rectificarea, ce numește? Da, eu spun despre rectificare, am uitat sus. Vă dau la fiecare, dă-ți cum îi trebuie. Păi asta zice. Le împărțim noi. Da. Am uitat sus... Asta cu rectificarea bugetară. Dar o să vă spun că știu despre ce este vorba la rectificarea bugetară și dacă o să trebuiască neapărat acum, să duce Cristina și atunci... O să vă spun că am pus niște bani pentru drumul de la Lereni.
și știți că ați scos de acord pentru drumul respectiv. Suma este foarte mică și de aceea am pus drumul să-l facem împreună cu încă două drumuri mai de interes și le-am depus la Compania Națională de Investiții pe situații de urgență ca să putem face aceste drumuri prin banii dați de Compania Națională de Investiții, ne mai scutească pe noi la guvern. Și de aici, din banii respectiv, a trebuit să luăm niște bani să punem pentru fosa septică care se va face la Habitat și fosa septică de la școală și pentru cheltuieli administrative, în ceea ce privește telefon, curent, apă, tot ce ține de primărie. Sumele vi le aduc eu de sus și vi le spun imediat. Dar acestea au fost schimbările, deci din acest motiv a făcut această rectificare bugetară. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mirăuță Mircea, inițiator primar Miclăuț Diana Narcisă. Știți că domnului Mirăuță, din ce i-am urit un băiat, nu a avut niciun fel de ajutor, nu a avut nici ajutor social, nu a avut... Au venit la noi să ceară un ajutor pentru mormântare și am fost de acord, eu personal, acum dacă sunteți de acord și dumneavoastră, să dăm o sumă de 10 milioane, 1.000 de lei vechi pentru ajutorul acesta, pentru... Probabil că cei din Provozești cunosc mai bine cine este Mirăuță și băiatul care a murit, omul care a murit. Dacă cine este pentru, cine este pentru? Nu, mai este pentru. Nu, mai este pentru. Nu, mai este pentru. Schimbăm întregul
toți, toate lămpile din comună, dar pentru 10 miliarde de lei cât acordă finanțare, se pot moderniza doar 701 lămpi de pe teritoriul comunei Poduri. Sunt lămpi tip LED care vor face o economie la energie de 77,87%. Se vor monta pe drumul județean 256 de lămpi de putere de 53W, pe drumul național secundar 444 de lămpi de putere de 22W și un aparat luminat LED de 60W în satele Bucșești, Valea Șoșii, Poduri și pe Dejeu. Valoarea întreagă a proiectului este de 1.299.938 de lei, din care parte care vine de la Agenția Fondului de Mediu de 1 milion de lei. Sunt întrebări? Ce s-a schimbat? Eu aș vrea să spun ce s-a schimbat față de varianta consultativă și de ce au crescut costurile. Este că sistemul de telegestiune, când varianta consultativă era pe punct de aprindere, în momentul acesta, cei de la FM au schimbat el și au spus că sistemul de telegestiune va fi fixat pe fiecare stâlp. Vă repet, să vine cu LED-uri foarte competitive. Perioada de garanție a LED-urilor este de 5 ani de zile. Deci dacă în 5 ani de zile un LED din acesta s-a ars, va fi schimbat pe cheltuiala furnizorului și ele au ca și perioadă de funcționare garantată 100.000 de ore. Deci 100.000 de ore fiecare LED. Dacă sunt întrebări. Eu, de punctul de tehnic, eu, din punct de vedere administrativ, spun că e foarte bine, că atâta timp cât nu dăm noi bani și schimbăm și facem ceva acum, este foarte bine. Chiar dacă o să punem și noi o sumă mai mică, avem probleme cu iluminatul, deja iluminatul este îmbătrânit, ca să spunem așa, de când a fost pus, trebuie schimbate toate chestiile astea la un anumit timp. Acum le-a venit momentul, e vorba de proiect, e vorba de bani care vin pentru noi, așa că este foarte bine că o să putem depune și sper că foarte bine să putem să luăm și bani. Că asta e interesul, să putem să avem și proiectul. Dar cum majoritatea proiectelor au trecut în proporție de 99% în anumite de aici, n-ar trece și ăsta. Cam am putea ajutoare pe aici și nu pot. E bine că se depună. Dacă vrem să depunem în prima zi. Și dacă am îndeplinit punctajul, atunci ce... Da, mulțumesc frumos. Cine este? O întrebare. Da. Alimentarea adevărului este tot de la rețeaua electrică, da, nu? Da. Numai că economia sunt LED-uri de eficiență foarte ridicate. 77-87. Deci, da, cred, că dacă nu cumva o fi o tehnologie mai avansată, cum sunt LED-urile care au fost puse acum pe Făgădău. Alea nu au putem de telegestiune. Dar cred că este ceva mult mai avansat față din ceea ce am făcut mai pe Făgădău. O lampă din asta LED e montată la mine pe uliță aproape 2 ani. Și nu s-a. După 2 ani de zile, deci are 10 rânduri sau 8 rânduri, câte 5 LED-uri pe fiecare rând. Ei, în aproape 2 ani, nu are 2 ani, aproape 2 ani, s-au ars, deci primele 4 rânduri luminează, al 5-lea rând s-au ars, iarăși încă un rând luminează, ultimul iar s-au ars. Repet, asta-ți garantat de 5 ani. A scăzut iluminatul catastrofal. Mult. Deci, într-adevăr, când a fost montat, era eliminat extraordinar din bine. Depinde și de producător. Depinde și de producător și de garanția care au acordat un producător. Asta e garantat de 100.000 de ore. Toată echipa care s-a ocupat a montat. Cine este pentru punctele 4 și 5? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciului public local comunitate, existența persoanelor Comunei Poduri, inițiator primar Nicolae Tiana Narcisa. Da. O să vorbesc despre asta și despre imediat
lucrezi acolo tot pentru treaba asta, ar trebui să vorbească Cristina și despre șapte, da? Știți că și în ultimii ședințe din Consiliul Local am fost de acord și am făcut acea casă, de fapt, din fosta primării, clădirea de primărie, de lângă primăria veche, da? Este vorba despre evidența populației. Este un lucru pe care, așa, pentru noi, ca și comună, un lucru, părerea mea, de personalitate, și nu numai de personalitate, și un lucru pentru oamenii din comuna Podor, că, de fapt, despre asta e vorba. De ce să nu avem noi a nostru, de ce să nu facem noi treabă? Și mi se pare normal. Este o grămadă, sunt o grămadă de copii care termină clasa 8-a, care își fac buletinele, sunt o grămadă care trebuie să-și chemi buletinul. Comuna Podurii aduce aport orașului Moinești în ceea ce privește evidența populației și așa că dacă tot am avut această clădire, pe care am făcut-o cu bani, spun eu, destui de puțin, am renovat-o. Am să spun că câtorva consilieri de aici care s-au dus mai departe și au spus că mi-am făcut eu casa cu bani de acolo, atâta casă să aibă ei și copiii lor, la fel, cât bani am luat eu de la casa aia. Și aș vrea să fac toată lumea și toți locuitorii comunii Podurii aceste prostii pe care e vintiți în ultimul timp și care cred că, eu nu știu dacă vă duceți la biserică, dacă nu păcat vreo icoană fapt. Deci, eu spun că e un lucru foarte bun pentru comuna Podurii, iar mai jos la statul de funcții sunt cele două posturi care vor fi scoase pentru ca această instituție să meargă. Trebuie să avem și oameni, bineînțeles, și de aici, clar, vor fi discuții și oameni și cum, ai, cine aduce și normal că trebuie să fie o echipă cu care să aibă încredere în mine și o să am încredere în mine, se pare normal. Asta e primul. Și să fie oameni deștepți, oameni care au școli, oameni care se îndeplinească condițiile pe care nu eu le voi pune pentru această evoluție. Vor ține și de prefectură, vor ține și de Ministerul Interne, pentru că ei vor veni și ne vor da avizul pentru... Ei au venit în primă instanță și ne-au dat cum se face proiectul. Adică fără proiectul celor de la... Da, pentru asta n-am avut cum să facem până n-au venit ei și ne-au spus trebuie făcut așa clădirea aici, trebuie pus așa, așa, deci în fiecare ne-au dat în ceea ce privi proiectul, ei au fost cei care ne-au coordonat, adică nu-i făcut după capul nostru această clădire. Așa că, încă o dată spun, pentru comuna Podurii este o plusvaloare și o plusvaloare morală și o plusvaloare pentru că sunt, de ce să cheltui omul mai amărât niște bani până la mâine și stai la rândurile care, mai ales rândurile care sunt acum, când poate să vină frumos aici la Podul și să faci. Eu după mine aș fi arunda mai multe comune aici, dar n-avem drept. Am cerut treaba asta, deci nu vină bani pentru noi la comuna Podul, dar n-avem drept pentru că suntem o comună foarte mare și nu ne-a permis să luăm noi alte comune, având în vedere că e municipiul. Așa că am făcut pe noastră, că am avut spațiu și copii. Vă mulțumesc, cine este? O întrebare, vă rog. Aici se cere înființare și de posturi? Acum asta. De două ori. Am spus punctul 6 și punctul 7. Deci se fac angajat, da? Nu acum. După toamnă, după alegeri, ca să stai în mijloc. Întrebare. Bine, ar trebui să fii gratuit pentru cetățeni. Dacă noi ședința de Consiliul Local o să putem să facem... Dacă tot am luptat pentru ei. Eu nu am nimic împotrivă. Până la urmă, suma nu-i foarte mare. 7 lei, nu-i problemă. Pentru că-s bine amărâți, îi plătesc eu 7 lei. Am mai plătit și la asta. Și aici în ce costă activitatea asta la evidență? Numai pentru buletin? Nu ne-am atât cum v-ați și-a văzut și v-ați schimbat buletinul sau v-ați dus pe la evidența populației? Da. Bun, în ce costă? Sau mai sunt și altele? Dumneavoastră sunteți un om inteligent. În ce constă activitatea de evidență populației la Moinești? Am înțeles, dar asta vreau să știu dacă și aici face aceeași activitate ca și peste tot. Exact, același lucru, nu putem să facem. Inclusiv pașapoarte, da? Pașapoarte, la Moinești fac pașapoarte. Dar nici la Moinești nu se fac pașapoarte. Dar la Moinești fac pașapoarte. Se făceau. Odată, era minunat să se fac și pașapoarte. Da, într-adevăr, suma de la pașapoarte e mult mai mare, mai nu știu ce, da? De asta am și pus întrebarea. Nu, am fi vrut și noi pașapoarte, era minunat.
Puteți scoate o cerere pentru așa ceva dacă s-ar putea, dar nu cred că lua, pentru că mi-a luat și Moineștiului a luat treaba asta și nu cred că ne-ar da voi nouă la comună, nu cred. Dar se poate întreba, că doar nu e nimic. Din motive de securitate și au niște chestii la pașapoarte, adică care sunt mult mai, mult mai profund decât la buletini și la actele astea. Și așa se lucrează acum cu legea asta a persoanelor și a, ziceți, boteca dată, de credeția dată, nu e foarte, e foarte nasoală treaba asta. Mai sunt întrebări? Sau punctul numărul 7 a citit și deja s-a vorbit despre el. Haideți să votăm în punctele 6 și 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea cuantumului și criteriilor de acordare a bursilor de merit, între ele din numărul punctului universitar de stat, primar, gimnazial și liceal, care au venit în comun acord în anul școlar 2019-2020, inițiator primar, Nicolae Ștefan. Bun. Fiecare an, copiii care au obținut o tribune la, la olimpiade, la concursurile școlare de evaluare și la bacalaureat, am considerat că se pot da un premiu modic, bineînțeles că somile nu sunt așa mari, au fost 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 3 milioane pentru cei care au terminat cu nota 10. Au fost note de la 8.50 până la 10, dar asta în funcție de, în funcție de câți copii au terminat. Dacă, de exemplu, anul ăsta au terminat mai puțin copii, să spun, cu note de 8.50 și așa, putem să începem să dăm de la nota 8, dacă tot aceeași număr de copii care sunt ca și anul trecut, ne putem ține după criterii de anul trecut. Deci, cam știți despre ce-i vorba, nu este prima dată. Sunt copiii noștri de la poduri, toți care au trecut, cel puțin de când sunt eu, toți au beneficiat de acest lucru, nu cred că există vreo problemă, cel puțin în punctul ăsta de vedere. Mulțumesc! Cine este pentru? Punctul 2. Împotrivă? Abținere? Proiect de hotărâre privind avizul de principiu în vederea elaborării planului urbanistic zonal, inițiator primar Nicolae Ștefan Narcisa. O să vă vorbească Cristina, da. Pe despre asta. Este vorba de hotărâre 47 din 25.2014, privind avizul de principiu în vederea elaborării planului urbanistic a domnului Nichim Florin, Nichim Corina Liliana, mi-a dat-o apoi. Acum vor dori să actualizăm certificatul de urbanism, s-a schimbat numărul, s-a prins exact mai multe de și cerere și nou ca să actualizăm o hotărâre. Deci hotărârea s-a mai făcut odată și acum o actualizăm. Întrebări? Da, da, exact. Punem la vot pentru numărul 9, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere între Județul Bacău, Direcția Generală de Asistență și Direcția Generală de Asistență Socială și Cătuța Cătuța Bacău și Comuna Poduri privind finanțarea activității de protecție de tip existențial la persoane cu handicap, inițiator primar Nicolae Ștefan Narcisa. Da, dar și acesta, după cum știți, e exact ca și cu cadrele didactice, cu noi susținem pe cei care sunt în centrele sociale, da? Cu 35% din 35% din banii care trebuie să acolo ca să necesită, care necesită întreținerea acestor persoane, 35% din asta noi trebuie să le oferim, ca până nu trebuie să le oferim. Sunteți obligați, suntem obligați în legii să dăm acele bani pentru persoane, dar și până acum. Comuna Poduri se angajează să contribuie cu procent 35% din costul total pentru susținerea persoanei cu handicap personalizat în serviciile rezidențiale din subordinea legii ASPC Bacău, sens în care va aloca fonduri din bugetul local. Sunt ai noștri și aceștia, asta este problema ei de zonă ferește. Spunem la vot punctul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului Centrul Social Multifuncțional Seranca, inițiator primar Nicolae Ștefan Narcisa. Aș dori eu să spun câteva cuvinte. Este vorba despre proiectul pe care noi n-am
am depus prin Fondul Român de Dezvoltare Socială în luna februarie, 25 februarie anul acesta. Proiectul a fost aprobat de către noi și am primit ieri o notificare din partea FRDS-ului. Au fost depuse la data de 25 februarie 101 proiecte. Au fost verificate pe partea administrativă și de legitimitate din 101 proiecte, au rămas 52 de proiecte, printre care și proiectul nostru. Aș vrea să dau citire primei fraze din această notificare. În urma verificării formale a propunerii de proiect construit Centru Social Multifuncțional Speranța, depusă și analizată la FRDS cu numărul 225 din 25 a doua, vă informăm că aceasta îndeplinește criteriile aferente conformității administrative și de legitimitate, fiind declarată admisă pentru evaluarea de conținut. Deci, în momentul acesta, trecem în etapa a doua, cea a verificării întregii documentații a conținutului acesteia. Astfel, în acord cu cerințele prevăzute în documentele apelului 4, la ghidul solicitantului, în vederea evaluării de conținut, vă rugăm să ne transmiteți următoarele. Deci, care am lucrat pe fonduri neambursate, de fonduri europene și cu parte vine și trece o primă etapă, după care îți cer documente suplimentare. Prin această hotărâre, noi ne obligăm să asigurăm sustenabilitatea acestui proiect, în cazul în care noi vom semna contractul de finanțare cu Fondul Român de Dezvoltare, pe o perioadă de 5 ani, de la momentul în care se finalizează cu partea eligibilă a lor această. Deci dau bani pentru 2 ani și 8 luni, după această perioadă noi trebuie să susținem din fondurile noastre acest proiect. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt trece la punctul numărul 12, diverse, dar vă rog să vă rog să fiți foarte punctual. Da, o să încep eu. Maxim 5 minute. 2-3 minute atât, nu o să... Știu că profităm de timpul și de bunăvoință doamnei primar că trebuie să meargă la ea și la semnarea unor acte. Vă informez că vineri, da, domnule, nu greșesc, vineri a avut loc Consiliul de Administrație la Școala Podur, la care am participat și eu, și doamna secretar general, și domnul profesor Nelu Iscu, și mai mulți colegi, domnul viceprimar Iscu Gheorghe și toți cei din administrativ. S-a analizat situația școlară la finele anului școlar 2019-2020, cu toate greutățile pandemiei, a coronavirusului și altor probleme. Învățarea prin online, greu. Am suplimentat noi cu niște sume, dacă mai țineți minte, în ședința trecută, să se ia niște tablete pentru copilași sărăcuți amărâți din unitățile școlare. Am în față aici dat de domnul director și am prezentat și situația doamnei primar Miclăuș, respectiv doamnei secretare generale și domnul Nelie a auzit-o din expunerea domnului director și domnul viceprimar de asemenea, că au fost colegi la ședință. Eu vă informez doar atât. Rezultatele școlare la sfârșitul anului școlar 2019-2020 se prezintă, zicem noi, foarte bine. Și anume, înscriși la începutul anului școlar 645 de elevi, că poate o să fiți întrebat, la școlile Podur, Bucșești și Cernu, vorbesc în totalitate, rămași înscriși 638, o să ziceți, nu rețin o cifrele astea, reține 600, peste 600. Promovați 631 și aici, atenție, corigenți pe întreaga comună Podur 1, Vandra, Andrei, Eduard, clasa 5-a-C, repetenți de asemenea un copil de la 4. Felicitări! Iar 5 copii sunt cu situația școlară neîncheiată, care o să încheie la sfârșitul lunii august. Medii la purtare, de asemenea, copilașii noștri sunt cu minței,
sunt medii de 9 scăzute la 9, vreo 6 și una de 8. Absențele, în schimb, cam domină. Domină pentru că sunt peste 10.000, aproape 11.000 de absențe, din care motivate vreo 4.000, deci vreo 6.000 sunt copilașii noștri au cam dat bir cu fugiții de la școală. Lucrul mai rău așa. Iar la evaluare națională, copiii de clasa 8-a, și mulțumim conducerii primăriei Poduri, doamnei primar, pentru ajutorul dat la dezinfectare, la măscuțe pentru copii, distanțare socială și câte alte lucruri. L-am auzit cu plăcere pe domnul profesor Neli, care spunea că a venit un control de la Inspectoratul Școlar și la Direcția de Sănătate Publică și l-a felicitat pe domnul director, respectiv pe doamna primar și colegii care au coordonat această activitate deosebit de dificilă, deosebit de dificilă. Copilașii noștri de la țară, pădurene, sunt perfect sănătoși, vă informez. N-am avut niciunul cu 7,7 grade 31, știți dumneavoastră, să fie respins la testarea aia, la trierea aia de început. Dar poate așteptați niște rezultate. Rezultatele, să știți, la nivel de țară, 76,1%, și în funcție de acest procent, analizați un piculeț ce o să auziți de la mine în minutele următoare. Școala Poduri, limba română, procent de 82,93, medii peste 5. Școala Cernu, procent la română 78,95, aproape 79. Deci am pragul lui 80%. Felicitări profesorul de română, respectiv doamna Șova, soția lui Adrian Șova, doamnei Caraban de la Cernu, niște oameni deosebiți. Niște oameni deosebiți. Iar la matematică, medii peste 5 la evaluare, 73,17, matematică, mai dificilă, la școala Poduri, iar la școala Cernu, nu știu cine face matematică aici, 57,89, aproape de 58. Ei, matematica este obiectul acesta care, aduceți-vă aminte de copilăria noastră, ne-a creat și ne creează probleme. Nu la toți, ci cine a prins firul matematicii, i-a plăcut și a învățat. Pe total, medie, limba română plus matematică, peste 5, 70% dintre copilașii noștri au promovat, iar sub 5, 30%, înțelegând că 18 elevi nu au promovat și pare mi se că astăzi adau la matematică, dacă nu greșesc, etapa a doua a evaluării. Să sperăm că vor obține rezultate bune. Ce pot să vă spun? Apreciez încă o dată că doamna primar Drăguță, ca dintotdeauna, și-a adus aminte de acești copilași buni ai pădurenilor. Sunt ai noștri. Sunt viitorii copii care vor conduce Comuna Poduri, viitorii consilieri, viitorii directori de școli și așa mai departe. Acești copilași ne vor reprezenta pentru viitor. Să avem grijă de ei acum, când sunt mititei și care vor ține minte toată viața, nu 1.000.000, 2 ce punem noi în plic. E simbolică treaba. M-a pupat doamna primar, chiar dacă e cu coronavirus, și mi-a strâns mâna și m-a felicitat. Sunt lucruri care nu se uită. Asta referitor la ce v-am spus, că am rugat pe doamna primar să accepte să intervin cu astfel de lucru și domnul director i-am spus că o să susțin problemele dumnealor. Doamna primar, domnul director în Consiliul de Administrație, de fapt o să vă spună și domnul viceprimar
și colegii care au fost, doamna secretar general, atât au problema fosei septici de lângă școală, cu o capacitate. Mulțumesc, domnul Mitreu. Eu nu mi-am permis să-i dau răspuns. Nu mi-am permis, dar... Miercuri să ajungă, după care o să facă... Da. Eu vă informez de asemenea că trebuie să fim mândri de școlile din Comuna Podului. Activitatea din urmă, începând cu primarii de după Revoluție, toți au contribuit câte un piculeț la formarea personalității școlare în unitățile noastre. Vă spun la modul foarte cinstit, e o plăcere să ai musafiri în unitatea școlară să zică bravo. La dumneavoastră este foarte bine, noi nu avem așa ceva. Cui să adresăm felicitările? Tuturor primarilor și viceprimarilor de după Revoluție acum și actualmente doamnei Diana Narcisa, care este ca o mamă pentru toți copiii din comune și pentru toate cadrele didactice. Domnia sa fiind și cadru didactic în unitatea școlară. De asemenea, vă informez că, doamna primar, că prin GAL se lucrează la drumul Brăneștiului, oamenii așteaptă acest drum și astăzi merge să semnați niște documente pentru acest drum. Constructorul sunt cei de la Mănăstirea Cașin, am uitat cum îi cheamă satul, Lepșal, Leur, dar nici nu știu prea bine, că am citit acolo. Ei, trebuie o leacă umblat la vocabularul acestor oameni care lucrează. E normal, ești bun constructor, dar nu ești bun la vorbit, la a scoate... Domnul Vianu, profesor. Da, da, e adevărat. Dacă erau tine, nu făceau acolo. Erau, eu de la fratele de la Ionică se vede tot, că mulțumim pentru că i-ați găzduit la, și domnul Nelei, mulțumim că i-ați găzduit acolo utilajele lor, la Mihai, la vecinul Lăcătușu. Deci la partea părintească a soției domnului Neli Iscu și, mă rog, nu mai fi subiect. Vă spun la modul foarte cinstit, mi-era rușine. Doi bătrâni, imaginați-vă, nu o dau nume, ca să nu jignesc, citeau niște afișe mari care sunt acolo, cu fonduri europene și unul mititel acolo, și un sudor, nu știu, nu m-am interesat, mi-a fost rușine să-l întreb cum îl cheamă, ce lucra la gabioane acolo, suda și nu știu. A început să zică, moșule, vină cu asta să explic, hai că nu știi, ești habar nu ai, ești... Nu mai spun ce vocabular i-a ieșit pe la gură. Și atât am ieșit și am spus, băiatul tău, tu practic vorbește civilizat și vorbește de lucrarea asta, că voi o faceți și cinste voi și echipei voastre. Nu a mai zis nimic și-o lua coada între picioare și s-o dus la sudura lui. Adică, eu cred că o fi catolici sau ce Dumnezeu o fi, dar mai catolici ca papa ești tu, că vorbești cu cetățeanul care îți vine. Și am mers, doamna primar, că am întrebat și pe domnul Mitrel și pe domnul Ababe, am mers și am văzut și o lucrare. Doamna primar, vă informez că mie mi-a plăcut și lui domnul Mitrel, poate ați văzut și dumneavoastră. Pentru colegii care n-ați fost, se lucrează la lărgirea drumului, modernizare, părâul îi ține în loc, trebuie gabionaș acesta. Sunt niște tuburi gigant metalice care vor capta apa și cu niște suporți din beton de te crucești. Mă mir cum i-a dat jos cu macareaua. Vă spun, va ieși o lucrare bună. O să mă întrebați așa. Lucrarea asta este foarte grea. Este de lungă durată. Aceasta, dacă se va finaliza la final de 2021,
sau aprilie 2023, cum scrie pe panourile lor, dar iese o lucrare jos cu pălăria, așa cum a ieșit și asfaltul pentru, de la incinerul Starparu Ionică până la Biserica Sfântul Ioan, și asfaltul din dealul Bujorii, dacă n-ați fost, mergeți și vedeți niște lucrări monumente care au ieșit. Și asfaltul de la Cernu și toate celelalte. Și vă spun cu sinceritate, eu mă bucur nespus de mult, colegii noștri din comună, consătenii noștri, ei nu spun că a făcut doamna primar sau a făcut domnul Dobrovăț sau domnul Grigoraș când a fost primar sau alții. Ei spun bravo conducerii Comunei Podului, care conduceri toată, de la Revoluție până acum, că toți au contribuit câte un pic. Mă întreabă cetățenii din comună, doamna primar, domnul Mitrel, sunteți în specialitate și o să ziceți? Eu v-am felicitat și pe dumneavoastră și pe domnul Ababi că sunteți pionii principali ai modernizării comunei. Dați răspuns cetățenilor și prin mine să ajungă la cetățenii din comună. Când vor avea gaze naturale în comună? Pădurii nu mai este, mașina de lemne s-a dus dincolo de 20 și ceva de milioane. Na. Proiectul este, am înțeles că este gata, trebuie finanțat, trebuie, dacă acum nu o să putem până la final de an, măcar în anul ce vine, să fie pe prim loc Comuna Poduri, ne râd toți că dacă aud, mai la 3 km de Moinești, comuna asta și n-are gaz. La nu știu câți kilometri de pârâul Teiului de la Cernu au gaze și le transportă prin conducte și prin cisterne în alte părți. Privind piațeta, doamna primar, prinde contur, eu am și poza, mi-a dat domnul Ababe și domnul Mitrel și poza, piațeta din, de lângă Serviciul Public de Evidență a Populației Persoanelor, din curtea primăriei vechi, respectiv în față, să vedeți ce frumos o să fie parcarea acolo. Sunt, cum să vă zic, sunt lucruri care rămân. Dacă mă întrebați așa, domnule dragă, nu cumva pășești cu pași pioși prin căminul ăsta? Pășesc, pentru că eu am șmotruit și eu la agresia asta și la toate celelalte și nu mai știu câte deplasări a făcut domnul Dobrovăț și este un merit deosebit. Dar nu știu dacă primarul Dobrovăț va spune vreodată, bă, ăsta ai făcut de mine. Sau doamna primar Diana, școala de la Cernu și căminul de la Cernu este modernizat de mine. Sau drumurile astea sunt făcute de mine. Sunt oameni modești și simpli. Alții sunt cei care își însușesc anumite lucruri care nu le stă în caracter. Adică n-am contribuit, stau la locul meu. Și mă bucur de domnul Dobrovăț că, da, domnul Dobrovăț e un simpatic, ca de obicei. Dacă decanul de vârstă, profesorul Bia, în iunie, greșesc, doamna secretar general, iunie sau iulie, în 27 parcă, a deschis ședința în 2016 după alegeri, 27 iunie, păi tot Bia, decanul de vârstă, trebuie să încheie activitatea ciclului ăsta, nu așa? Și ca să felicit pe toți consilierii, să ne pupăm, poate dă Dumnezeu până atunci nu mai avem coronavirus și bem o cupă de șampanie, pentru că s-a muncit. Și eu anticipat vă felicit pentru tot ce s-a făcut în comuna asta. Și acum niște oameni care sunt copiii nimănui, consilieri ALDE, vă informează că la nivel de sus, mare, pe acolo, pe la televizor, ați mai văzut,
Suntem patru, mari și lați. Acești oameni sunt așa ca frunza pe apă, oamenii, cum a zis eu, copiii nimănui. Avem rugăminte la conducerile partidelor PNL, respectiv PSD, nu pe toți în bloc, că văd că vor să facă alianță Tăriceanu cu Ponta și cu PSD-ul. Dacă nu vreți să ne primiți pe toți patru, măcar câte unul, doi, luați-ne la partidele dumneavoastră, că aveți cu cine vă mândri. Și cu domnul Dobrovăț, poate și cu mine, poate și cu domnul Bâșcă pe zona Bucșeștiului și cu domnul Cătălin Sava, un băiat deosebit. Este aici Cătălin? Nu. Are izolare? Să-l ferească Dumnezeu de coronavirus. Vă mulțumesc din suflet și doamna primar, mai facem și iluminatul ăsta public și alte activități, dar eu vă sfătui sincer, îngrijiți-vă de sănătate și nu puneți la suflet toate mizerile care le auziți. Eu am, doamna primar, niște mizerii de pe timpul când candida domnul primar Dobrovăț la funcția de primar în comună. Dacă doriți, într-o activitate viitoare, și așa m-ați ales președinte acum, trebuie să vin cu ceva nou. O să vi le aduc dumneavoastră și o să le pun pe niște cartonașe să vedeți de ce sunt în stare unii oameni să spună despre alții. În loc spună că asta a făcut Bia, asta a făcut Costel Țarparu, asta a făcut Dobrovăț, asta a făcut Costi Căilie, cu pompierii și cu instinctoarele și cu tot ajutorul dat la situații de urgență. Și să lăsăm mizeriile alea care duc doamna primar la stres, duc la partea cardiacă, Doamne ferește, și mă rog, eu vă doresc sănătate. Și încă o dată vă spun și am mai spus-o cândva, puneți unde vreți dumneavoastră. Eu aș spune la cot tot ce auziți urât despre dumneavoastră și despre noi consilieri. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Bia, mulțumesc frumos pentru ce ați vorbit. Dacă ați vorbit și ați discutat despre mizerie, mie mi se pare o chestie destul de serioasă. O parte de aici au râs pentru că probabil sunt cei care fac mizerie și de asta îi de râs pentru cei din... Da, să foarte știi, din păcate, mizerii de astea de genul piață. Poate răspund la provocări. Da, poate răspund la provocări, n-am să răspund la provocări. Nu, iar, nu, poate răspund la provocări. Dumneavoastră să răspundeți la provocări. Eu, ca să răspund la o provocare așa mai simplu și mai frumoasă pentru dumneavoastră, eu aș spune măcar 3 luni de zile cât o mai până la alegeri, pentru onoarea dumneavoastră, ar fi bine să vă dați demisia, să vedeți ce poate să facă o femeie fără dumneavoastră. Că am văzut că vă lăudați pe drum, că dacă nu eram dumneavoastră, nu făceam nimic. Nu, eu nu m-am lăudat. Nu, dar vă aduc persoane pe care le luați în mașină toată ziua și asta faceți. Pentru comuna Poduri... Noi am spus că tot ce se mișcă în comuna asta, la ora asta, e sub semnătura. Nu, e sub semnătura guvernării PNL. Ia să văd o semnătură bună de la guvernarea PNL. Vreau să văd că regeturi care au dat și bani. Dar PNL-ul e la momentul de față din noiembrie 2019. Eu vorbesc despre lucrurile administrative, iar în momentul în care vorbesc cu mine... Nu mi-am asumat răspunderea și realizarea pe care ați continuat-o dumneavoastră, că ați avut cu ce? Dacă cu 20 de miliarde, cu 20 miliarde ce-au rămas de pe perioada când am fost eu primar. Nu-mi dați voie să vorbesc. Nu, pentru că spuneți prostii și a spus prostii 4 ani de zile. Vă rog, așa că vă sunt foarte decent, dar ascultați-mă și pe mine de 2 minute. Nu, nu se poate să mă ascultați, înseamnă că nu e corect. Zic bine, zic rău, asta e. Eu nu mi-am asumat realizările, doar atât am zis, continuarea lucrărilor este susținută de guvernul PNL. Atât am zis. Vă aduc oamenii despre care vorbiți. Asta am zis. Și nu vă este rușine să spuneți asta atâta timp cât 20 ceva de proiecte au fost și 4 ani de zile. Ați făcut o hadică poate din sală aici în față. Domnul și trebuie să vă duc să o dau jos.
când ai fost primar, nu i-a luat banii guvernul PSD? Nu i-a luat banii când se facă drumul la Prohozești? Cu ce bani făcea drumul la Prohozești? Cu 4 miliarde care au fost la Prohozești? 4 miliarde? Aceea era lucrarea pe care făcea la Prohozești? La fondurilor, e corect? Știi ceva? Nu mă simt foarte nimic. Eu m-am spus, dacă sunteți un om de competiție... Am spus că la momentul de față tot ce se zice... Spuneți asta! Nu zic să spuneți asta pe drum! Este mult mai... Asta am spus! Vă rog, vă spun afară, dacă mai vorbiți! Unde vrei? Asta spune pe drum! Aici n-are ce să spune, că eu știu adevărul! Asta spune pe drum! În punct de vedere administrativ, 4 ani de zile, domnul Vice! Cât și dumneavoastră, pe perioada mea, dar aveți avantajul că nu a fost urmat, taxe și impozite locale. Construcția care a fost refăcută, acum aia a fost făcută de mine și cu asta, dar nu a fost cine știe, și pentru că n-am avut, în 90-91, 92, pardon. Poate mi spuneți cum ați vândut apartamentul și acum nu se poate. Așa a fost, dacă urmați și vă uitați în proiectul care a fost făcut atunci. Exact, cu documente cum s-au vândut apartamentele când erau dumneavoastră și acum ăștia care vor să iei apartamentele nu poate să le mai ia. Poate veniți la mine și îmi dați un sfat. Nu știu asta. Asta nu era legea stabilită de Comuna Podere. Bun. Și vreau să vă întreb. La o ședință, când s-a vorbit politic, am vorbit ceva politic și mi-ați amenințat că mă dați afară, mă supuneți la voi și mă dați afară că mi-ați poliția. Asta mai vorbiți din politic, chiar în început de obiectivă. Da. Nu i-ați făcut observație, dânsul, bineînțeles că... Politic, o spus-o sub formă de glumă, nu cu locuiețele pe care le-a dat dumneavoastră. Atunci ați venit cu poliția locală... Da, acolo luat poliția, ce e gata, dumneavoastră sunteți un dramat. La legea aleșilor locali, la capitolul 3, secțiunea 2, desfășurarea ședinților, spune așa, dispoziții privind desfășurarea ședinților și luare a deciziilor, în articolul 45, aliniatul 1, ordinea de zi a ședințelor cuprinde proiecte de hotărâre, rapoarte, declarații politice, etc. Deci, nu este interzis să se discute politic. Așa că eu vă rog să vă cere scuze pentru ceea ce a spus atunci când mă scoateți afară din ședință. Îmi cer scuze, dar nu pare rău. Legat de drepturile și obligațiile consilierilor locali, articolul 73, aliniatul 1, de ce vreau să dau citire la articolul acesta? Pentru că am avut o discuție cu doamna contabilă. Și am văzut pe lista asta care ați prezentat-o în luna februarie. Da. Așa. Am văzut aici salariul de încadrare de 11.150. Da. Și la noi a ieșit 950. Pentru că dacă citeați legea domnului Iscoraș, în decembrie s-a făcut ultima de modificare și umblăm cu legea care a fost dată din decembrie și a rămas atât așa cum a acumulat dumneavoastră. Ce vreau să vă... Ce vreau să vă... Dar de fapt eu prevede articolul 73, aliniatul 1. Dar am și proiecte. Dacă vă interesează banii în mod deosebit, eu nu mă interesează banii în mod deosebit, că ar trebui să facă 300 de milioane salari. Dar dacă ați văzut, ați sunat și pe la Măginești, ați sunat și pe la PNL, când face ședința, după bani și așa... Mie nu-mi place să pun timpul în gură. Hai terminați, ca să vorbesc eu după. M-am interesat. Articolul 73 din aliniatul 1, pentru participarea la ședințele Consiliului Local și ale Comisiei de Specialitate, consilierul primește indemnizație pe ședință.
Indemnizația de știți ședință voi legea, pentru membrii celor. Toată lumea de aici legea. Participă la ședințe, este un în quantum de 5% din indemnizația lunară a primarului. Deci indemnizația lunară a primarului. Este până în 5%, ia știți mai bine. Doamnă, eu am citit, lege, eu am mai spus mai cuvânt, cuvânt, eu din spun, legea, eu mă rog frumos, ca să nu ajungem să ne certăm aici. Până data viitoare, luați legea și o duceți-o și vedeți exact ce scrie. E de 5 sau până în 5? Așa e, cum spuneți până la 5? Nu, da, de 5, spune deși, ca să fie exact cum trebuie. Nu spune până la 5, este de 5% din indemnizația. Uite, eu zic să vă mai, până la următoare și cine a spus, doamna contabilă? Eu spus că dispoziția au fost să se facă calculul pe luna decembrie 2019. Dar nu vom dispoziția noastră. Aici spune clar, luna. Dacă era să vă dau 5 milioane, atâta vă dădeam. Dar nu era noastră, e vorba de legea venită de sus, cine înțelege? Dispoziții și distrugeți. Dar vă distrug pe dumneavoastră și bugetul, să și vede că a fost distrus, adevărul. Să intervin pentru indemnizație. Clar. Deci am dreptul să intervin pentru indemnizație. Am înțeles, faceți o cerere pentru indemnizație și discutăm. Dacă nu se calculează exact cum trebuie corect, mă adresez unui for superior, specializat în domeniu, așa, și atunci o să suportați cheltuielile voastre. Eu vă dau din salariul meu, vă spun 100%. Ce am greșit eu, promit în fața oamenilor, ce am greșit eu față din dumneavoastră cu banii, eu din salariul meu, îmi donez dumneavoastră. Nu spune nimic până în 5%. Spune de 5% din indemnizația lunară. Nu, 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 ședința următoare și noi dăm din legii exact și facă. Când am discutat cu directorul de la șeful domnului de la Onești, eu spun așa, pe lunile care nu s-au ținut ședințe, s-au făcut filmări primarului și în ianuarie, și în martie, da, și în mai, și s-a primit bani. Da. Deci, de-aia nu s-a ținut ședințe la noi. De-aia nu s-a ținut ședința la noi. Pentru la mine acasă. Ați făcut filmări de astea și nu... Da, au fost două filmări, au fost și cu asta în bază. Păi, ce asta? Păi, niște lauri. Ați urcat de atribuțiunea de serviciu. Vă laudă domnul Bia, permanent, dar... Atribuțiunea de primar este asta, clară. Nu vă laudați că fac și merg doi pași prin stradă și trebuie să mă filmez. Lumea când a venit aici au cerut foarte multă transparență, nu. Domnul Grigoraș. Nu le-am oferit-o. De serviciu, de aia sunteți aleasă primar. Da, mulțumesc că m-ați ales. Dacă ați terminat, sănătate, la revedere. Thank you.